Dragii mei, bine ați venit sau revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihala și astăzi am pentru voi câteva mici cumpărături pe care le-am făcut în ultima perioadă. Am aici produse cam din mai toate categoriile, nu sunt multe, dar sunt câteva produse noi care au intrat la încercat și bineînțeles am zis să vi le prezint și vouă, poate aveți și voi nevoie de câte o sugestie pe aici pe acolo. Avem și produse de baie, avem și skincare și balsamuri de rufe și foarte multe alte lucruri. Și zic să începem. În primul rând mi-am cumpărat acest tratament de la Evelyn 8-in-1. Mi l-am luat pentru unghiuțele de la picioare, pentru că am început să am dezvoltat de fapt și învăț o nouă tehnică de pedicură și pentru că unghiile mele de la picioare sunt destul de traumatizate de la atât de mult timp stat încălțată în Adidas, am nevoie de ceva care să le ajute, așa că am decis să-mi iau și eu acest tratament. Este tratamentul cu sclipici, așa arată el. Așa se prezintă, eu l-am mai avut în trecut, l-am dat soacrei mele și acum mi l-am recumpărat pentru că aveam nevoie de el, am nevoie să îl folosesc. Aplic câte un strat timp de 4 zile după care îl șterg și o iau de la capăt, cam așa funcționează acest tratament. Un produs pe care l-am recumpărat pentru că l-am mai avut, deoarece pudra de față de la Douglas este pe terminate, mi-am cumpărat această pudră de la Rimmel London Stay Matte, o pudră cu care eu mă înțeleg destul de bine, chiar dacă în ultima vreme nu mă mai machiez atât de mult, trebuie să am și o pudră pentru zilele când o fac, așa că am recumpărat acest produs. Mie îmi place foarte mult, l-am mai avut de-a lungul timpului, așa că mă bucur de el în continuare, având în vedere că eu nu știu cât are când o recumpăr, este o pudră foarte, foarte bună. Apoi, pentru a ține în rucsac, în ghiozdănel, în ce vreți voi la muncă, mi-am cumpărat aceste șervețele de machiante de la Elmi Plan. Și o să ziceți, păi ce faci cu șervețele de machiante la muncă? Uneori mă mai dau cu roșuri și pentru că beau foarte multă apă și cafea, niciunul dintre roșurile pe care le am nu rezistă atât de bine. Așa că am nevoie de niște șervețele cu care să îndepărtez acel produs. Și mi l-am luat pe acestea, bineînțeles le mai folosesc și în alte scopuri sau mai șterg pe mâini sau lucruri de genul. Dar am zis să le iau să fie pentru că nu știi când ai nevoie de niște șervețele de machiante. Oricum pentru mine șervețelele astea de machiante sunt un fel de șervețele universale, dar le folosesc pe acestea pentru că uneori mă mai șterg pe față, mai transpir, mă mai șterg pe față cu ele și așa mai departe și mă ajută destul de mult. Tot la capitolul de îngrijirea tenului, mi-am mai luat o mască de față de la Garnier, Hydra Bomb Sheet Mask, Super Hydrating, Smoothing, Replumping, Hyaluronic Acid plus Grape Seed Extract, așa arată ea. O mască pe care până acum nu am încercat-o, am zis să o încerc, nu am mai folosit de ceva timp astfel de măști și am zis că ar fi un început bun. Și mi-am mai luat una de la Elmi Plant pe care nu țin minte să fi folosit-o. Dacă am mai folosit-o și ați văzut-o voi pe la mine, lăsați-mi în comentarii. Este vorba despre această mască de la Elmi Plant Detox. Am mai folosit măști Detox de la Nivea și de la Garnier. Nu mi-aduc aminte să fi folosit vreuna Detox de la Elmi Plant, așa că am luat-o și pe aceasta să văd cum e. Dacă am mai folosit în trecut, cu siguranță îmi voi aduce aminte. Apoi mi-am mai luat un gel de duș foarte interesant de la Tesorii d'Oriente și mi-am luat acest gel de duș care arată așa, Tesorii d'Oriente Karma, care are floare de nași și lemn de cedru.
Am vrut să-mi iau și parfumerul din gama asta, dar nu l-am găsit. Momentan nu este o prioritate. Dacă îl voi găsi, îl voi lua și la un preț decent. Pentru că se află în demer, dar are un preț destul de mare. Uite că nu l-am mirosit. Ia să-l desigilez, să-l miros. Cam pe terminate, unele geluri de duș din baie. Și să vedem. Ah, miroase foarte bine. Miroase a ceva floare apoasă și lemn de cedru. Hai, o să vedem cum este. Vă țin la curent într-un clip sau prin alte clipuri cu siguranță. Apoi, un gel de duș care este mâncabil de mințar. Aoleu, 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 și miroase foarte, foarte bine și care se potrivește extrem, extrem de bine cu parfumul Guess It Active Red. Este acest gel de duș de la Dove. Așa arată el. E mare pentru că mi-am luat butelca mare de 750 de ml. Este un gel de duș cu cherry and chia milk. Așa arată el și miroase demențial. Miroase a cireșe, a ceva lactonic. Și îmi place. Pe lângă faptul că îmi plac gelurile de duș de la Dove, în general, mi-am luat un butoi. Dacă nu, o să mai vedeți o perioadă în clipurile mele de empties, geluri de duș terminate, se datorează acestui gigant. Bun. Apoi, mi-am mai luat o cremă de corp, pentru că mai am una în prezent de la Vaseline, care are miros de cacao, dar am mai luat și una cu miros relativ neutru, așa, pe care s-o folosesc acum cât e cald. Mi-am luat și de la Elmi Plant această cremă, am luat-o mai mult pentru că are pompiță. Ei au scos o gamă nouă de creme de corp, Elmi Plant Skin Nutris. Eu mi-am luat varianta Glowing Energy cu extract de vitamina C și turmeric bio. E o cremă așa, portocalie, hidratează, intră repede în piele, are textură lejeră, asta pentru că am folosit-o de câteva ori. Și îmi place și o să am pe asta mare și pe cealaltă. Am început să folosesc creme de corp. Cine ar fi crezut? Pentru că m-am trezit cu niște iritații pe piele, mi-am luat și eu de la La Roche-Posay Cicaplast Bomb B5. Așa arată el. Un balsam reparator. Asta pentru că pe bază de sistem nervos sau pe bază de stres, pe talpa dreaptă, îmi apar diverse bubițe și mi-au apărut și pe mâini și pe spate în ultimul timp, așa că am luat acest produs să-l folosesc alternativ cu un produs recomandat de medic, de un medic dermatolog, dar face o treabă destul de bună și o să-l folosesc în continuare. L-am folosit cam de 2 ori pentru că a trebuit să folosesc acea cremă tratament. Tot în scopul iritațiilor și în scopul diminuării acnei și alte lucruri de genul acesta, mi-am luat și de la, și tot de la La Roche-Posay, acest Serozinc. Un produs pe care l-am tot auzit lăudat, nu am dat pe el foarte mult, ceea ce mă bucură, și l-am luat în această perioadă să îl folosesc pe post de toner, să îl folosesc după epilat, să-l folosesc în tot felul de situații de genul acesta în care știu că am nevoie de un produs care să calmeze zona. El are soluție de sulfură de zinc, din câte îmi dau eu seama, zinc sulfat solution, și da, o să vă țin la curent despre el, oricum o să-l vedeți prin empties la un moment dat. O să-l folosesc cu sfințenie pentru că am nevoie de acest lucru. Da, l-am folosit cam de 2 ori până acum. Mi se pare că merge pe același principiu ca apă termală, dar cu siguranță are mai multe beneficii. Apoi mi-am cumpărat și o revistă, nu mai știu dacă Viva, Unica, nu mai știu exact, la care primeam un tratament de la Parusan, tratament intensiv pentru femei plus formula Parusan, așa arată el.
Din ce mi-am dat eu seama, el este un balsam de păr pentru că are o textură destul de grasă. L-am folosit odată. Ne zice aici, tratament intensiv se aplică după spălare pe părul umed, se masează ușor scalpul și se distribuie produsul de la rădăcină pe toată lungimea părului. Se lasă să acționeze 1-2 minute, apoi se clătește. Deci el funcționează ca un balsam de păr. Momentan l-am folosit doar la o singură spălare, nu știu să vă spun exact despre el sau ce minuni face. Cu siguranță o să ne auzim cu el în produse terminate, dar pentru că era la revistă, o revistă de 20 de lei, am zis de ce nu. Apoi la produsele pentru casă, mi-am luat din Carrefour de la Spotex șervețele pentru absorbția culorilor, în cazul în care spălați rufe colorate la grămadă și nu vreți să aveți probleme, puteți să folosiți astfel de șervețele. Eu pe astea de la Spotex le-am mai avut, acum am terminat unele din Pepco care au fost la fel de bune și alternez oricele din Pepco ori acestea pe care pun mâna primele. Un produs care nu cred că o să intre în cadru pentru că este buriaș, este un balsam de rufe de la Semana care are 1,7 litri. Și arată cam așa. Este nou Ultra Care Semana Extra Fresh Blue Whisper. Așa arată. L-am folosit momentan la o singură spălare. Miroase destul de bine. Îmi place mirosul lui. E un miros așa, de curat. Cam asta este ce îmi exprimă. Mi se pare interesant, l-am luat pentru că aveau variante mari și în Carrefour cu aplicația Act for Good ai reduceri destul de mari la unele produse și de la 20 ceva de lei cred că l-am luat cu vreo 17. Așa că am zis pentru 2 litri de balsam este bine. Am mai folosit săptămâna trecut, dar o să vă țin la fel la curent despre el în clipurile cu Entis. Și am și 3 parfumele să vă arăt, 2 mici și 1 mai măricel. Primul este un travel size de la parfumul Amber Elixir de la Oriflame. Așa arată el. Un parfum care nu este deloc pentru vremea asta, pentru că este dulce, este ambrat și seamănă foarte, foarte mult. Pentru că după ce l-am mirosit, mi-am adus aminte, m-am chinuit o zi întreagă să-mi dau seama cu ce seamănă, dar după ce l-am mirosit, mi-am adus aminte că seamănă extrem, extrem de bine cu Adam Levine Woman. Așa că, ori pe acesta, ori pe acela, puteți să îl luați cu încredere. Eu l-am avut pe acela și l-am făcut cadou. Mi l-am adus pe ăsta în variantă micuță. Nu o să mai țin cutiile pentru că am o cutie în care țin toate chestiile astea mici. Apoi de la Avon am Today, Tomorrow, Always This Love, care arată așa. Ăsta este un parfum foarte fresh, un parfum verde fresh, duce un pic cu gândul înspre Green Tea de la Elizabeth Arden, doar că nu are mentă și e mai pudrat. Cam asta ar fi diferența, dar în ultima vreme caut și astfel de parfumuri și mi l-am luat așa, în variantă mică. Dacă o să-l vreau vreodată, o să-l iau în variantă mare, dar mai am alte citrice. Iar ultimul este tot de la Avon, Soft Musk Delice Velvet Berries, care este un parfum, cu ce credeți că este? Cu berries. L-am luat cu gândul că o să fie o smeură potrivită pentru vremea asta, dar nu mi se pare deloc o smeură potrivită pentru vremea asta. Este o smeură, mă rog, sunt niște berries, niște fructe de pădure, smeură, ceva destul de dulci, pudrat, catifelat așa, destul de dulceag. Este o apă de toaletă, dacă nu o să o folosesc acum, cel mai probabil o să o folosesc în iarnă, pe post de parfum de mers la somn. Îmi place mirosul, dar este un pic cam prea mult pentru vremea asta în care efectiv simți că nu pot să mai respiri de atâta căldură. Deci, da, acest Soft Musk Delice Velvet Berries mi se pare o variantă super mișto, miroase bine, e și cremos și dulce și pudrat și are și mirosul ăla de
berries, de smeură, căpșune, mure, ceva pe acolo. Foarte, foarte interesant mirosul. Încă nu a fost purtat, simt că încă nu este în timpul lui, dar o să ne mai auzim cu detalii despre aceste produse pe măsură ce apuc și eu să le încerc, să le folosesc, să mă bucur de ele. Dacă mai dă o ploaie, cu siguranță o să folosim și acest parfumel și așa mai departe. Cam astea sunt produsele pe care eu le-am adunat astăzi în fața mea să vi le arăt. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Abia aștept să vă citesc în comentarii părerea voastră, dacă ați încercat ceva, dacă aveți ceva, dacă vă atrage ceva. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Facebook și Instagram cu ID-ul Coffee and Perfumes. Vă mulțumesc de vizualizare. Până data viitoare să fiți frumoase și parfumate. Like, abonați-vă. Și follow pe Insta, pentru că acolo mai postez chestii interesante. V-am pupat!